Tinerii, dar și unii părinți din Bălți au venit dis de dimineață la centrele de BAC, unde au susținut examenele pentru a afla notele la cele 4 discipline. Majoritatea absolvenților au obținut note bune, dar au fost și mulți care au sperat la note și mai mari. Majoritatea liceienilor pe care i-am întrebat unde au de gând să-și continue studiile au răspuns fără echivoc în România. Elevii colegiilor afirmă că odată ce mai au încă un an de învățat, nu s-au gândit ce vor face în viitor. Eu sunt mulțumită de rezultate. O uitați și la colegi? Da. Sunt curioasă. Și sunt și note, toate sunt note pozitive? Nici pe departe. V-ați gândit ce veți face după... Cum se începe toamna? Da. Și care este? Medicină, cred eu, în România. Cât am muncit, atâta așa și rezultatele. V-ați gândit deja sau v-ați decis unde plecați să faceți, să continuați studiile? Da. Și unde? România. De ce România? Pentru că așa doresc. Nu vă vedeți viitorul în Republica Moldova? Posibil, voi găsi poate un lucru, dar nu știu, mai mult să-mi văd rudele, dar să lucrez, totuși cred că e mai bine pe Sihotoare. Sunt satisfăcută de rezultatele mele. V-ați decis ce veți face în continuare? Încă nu, mai am timp. Mai este timp și... Ați văzut rezultatele și colegilor? Da, acum am auzit. Și sunt toate pozitive? Mă bucur foarte mult pentru ei. Pentru elevii colegiilor, sesiunea de bacalaureat a fost mai dificilă decât pentru liceieni, fiindcă ei au studiat concomitent și domeniul profesiei și disciplinele generale. Bine, nu m-am așteptat, sunt buni. V-ați decis ce veți face în continuare? Trebuie să termin colegiul. Sunteți la colegiu? Da, de muzică. Și nu v-a fost mai greu să susțineți examenul de bacalaureat având și studii pe lângă asta, adică la colegiu? Da, e greu. Noi mai mult cu muzica și este liceale, sunt pentru noi mai greu. Au fost și părinți care își făceau griji pentru notele obținute de copiilor. Pentru băiat. Pentru băiat. Da. Vă plac rezultatele? Normal, bine. Toate sunt pozitive? Da, toate sunt bune, pozitive. Dar băiatul de ce nu a venit? El a venit înainte, eu am venit în urma lui. Deci că să vă asigurați personal. Da, da, da. La sesiunea de bacalaureat din acest an au participat 17.164 de candidați.